Elevii din învățământul preuniversitar acreditat beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic în baza carnetului sau legitimației de elev de bilete și abonamente pentru transportul pe calea ferată. Potrivit comunicatului transmis de CFR, elevii beneficiază de bilete de călătorie gratuite în trafic intern la toate categoriile de trenuri la clasa a doua și tarif de rezervare gratuit pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare de abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite clasa a doua la toate categoriile de trenuri. Pentru călătoria la la clase superioară sau la vagoanele de dormit și cușete, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare. Conform prevederilor legale în vigoare, acordarea facilității de gratuitate în baza vizei anului școlar 2023-2024 se poate face doar pentru călătoriile care se efectuează până la data de 30 septembrie 2024 inclusiv. Excepție fac elevii care au înscris pe carnet an terminal și care nu mai beneficiază de această facilitate începând cu 9 septembrie. De la 1 octombrie, facilitățile acordate a elevilor la călătoria cu trenul se vor acorda în baza documentelor vizate pentru anul școlar 2024-2025. Biletele și abonamentele gratuite se pot procura în condițiile specificate pe site-ul CFR. Tot pe site sunt specificate documentele necesare pentru eliberarea acestora.